Boilisurile CPK Wafters își găsesc locul între boilisurile scufundătoare și cele pop-up. Cu alte cuvinte, flotabilitatea acestor boilisuri este de așa natură reglată încât se vor echilibra în greutatea cârligului, realizându-se astfel o prezentare excelentă, mai ales pe un substrat mâlos sau cu vegetație moartă. Mai mult decât atât, aceste boilisuri sunt create pe un mix și oferă un grad ridicat de flotabilitate chiar și pe perioade de timp îndelungate. Dovedit, un boilis CPK Wafter își păstrează flotabilitatea mai bine de 36 de ore. Impactul vizual este unul puternic prin gama de culori pe care o punem la dispoziție, iar aromele folosite sunt foarte eficiente. Ca să dau câteva exemple, căpșună, sweet corn, krill, squid picant sau puteți încerca aroma de lămâie sau de usturoi pe o culoare de alb deschis. În general, îmi place să folosesc momeli albe, mai ales noaptea, dar și ziua, când substratul este unul mâlos. Pe un astfel de substrat mâlos, aroma de usturoi se păstrează mai bine. Pe lângă avantajele prezentării pe substrat, a culorilor super vizibile sau a atractanților puternici, boilisurile CPK Wafters vin să îmbunătățească și mecanica monturii. Fiind mai ușoare, vor zbura mai ușor în gura crapului când sunt aspirate, eficiența acestora fiind dovedită.